știu cum îi se văd ochii. Sasha, tu ești? Sasha, ia uite cum se văd ochii acolo. Ia uite-l. Ia uite, uite, uite pe camera că am apropiat. Uite cum face hamacul. Băi, ești nebun, eu nu mă duc nici să mă omori acolo. Uite-l. Uite cum se face aia. Ia uite, ia uite! Băi! M-am mâncat de aia și cu lata, eu nu mai mă duc din scăpă! Nu intră viteză! Nu intră, uite, am ce ora pasă, nu intră! Uite, ia! Salutare, fraților, și după cum v-am promis, o să dormim la căsuță, din respect pentru... O noapte! Din respect pentru voi, chiar dacă noi am făcut 50.000... Noi am făcut 50.000? Sunt, nu știu, vreo aproape 50.000, dar din respect pentru ei, o să dormim la căsuță, după cum vedeți, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Da, baza nasoală e că n-avem lumină. Da. Băi, știi ce putem să facem? Stăm la lumânări. La lumânări. Să facem mâncare, cu toate că mie mi-e frică. Dar acum totuși e de vreme, cât este ceasul? 8. E 8 și ceva. 8, că sunt unecă de vreme. Este ceasul 8 și 24, deci na. Totuși. Sasha a făcut iar dezordine aici, a rupt lanțul ăsta, da. A făcut, Doamne, Maica Domnului. Doamne. A rupt și șufa asta, a rupt-o. Șufa asta a rupt-o tătă. Da, n-are stare deloc. Dar, băi, una peste alta, totuși e frig afară. Știi ce, greu. Știi ce trebuie să facem noi? Să mergem să strângem lemne din pădure. Acum eu în pădure eu nu mă duc. Păi dacă îmi dormi, mă, că e frig. Nu mă duc, domnule, în pădure. Nu știu. După ce când mi-e frică să dorm aici, mai dorm și în frig. Dar ce să fac? Dar eu nu merg acum în pădure la ora asta. Păi și atunci tu cum faci? Tu vezi că e beznă. Păi dar lăsăm așa farurile de la mașină să bată spre pădure și ce găsim? Nu... Da, eu am, știi, nu știu dacă știi ce am pățit când am fost Cornel ultima oară în pădure. Stai că mi-am amintit, mi se pare că mai sunt niște lemne în casă. Hai să vedem. Ia, prinde. Da, și să aprind. Mamă, stai să vedem. Stai așa să aprindem blițul de la telefon. Ia. Băi. Da, mă, mai sunt lemne aici, mă. Mai, păi uite, mă, că sunt lemne aici, mă, ca să... Sunt? Uite, sunt ca să facem cald aici, ia uite ce bun. Păi și surțele? Uite, sunt și dintre astea, am aprins eu. Acum câteva zile am aprins eu focul dintre alea. Da, hai, mă, că s-a prins repede alea, mă, aici. Uite, asta e de mușcă. Păi eu l-am dat jos, că nu mai e nevoie acum. S-o termina muștele, e? Nu mai simt, a venit frigul deja, nu mai... Bă, cum o să dormim noi toată noaptea aici în casă? Fără mine și de mine. Fără telefon, fără internet. Bine, telefon avem, dar l-avem degeaba. Asta e problema, fără telefon și fără net. Problema mai mare e că sperăm să ne iasă fum. Zici tu? Da. Ar trebui... Eu nu mă duc în pădure, ar trebui să te duci tu în pădure, Ionuț. Ca să ce? Să aduci niște surșeli. Da, mai bine luăm o blană dintre aia și aprindem cu ea. Dar nu blană? Da, mă, o luăm și o spargem cu toporul și îl aprindem imediat. Ia, stai să mă duc eu să mă uit o blană dintre aia și imediat îl rezolvăm. Hai că eu mă chinui să vedem dacă reușesc să-l aprind. Hai că mă duc să văd dacă rezolv ceva. Eu am plecat după lemne. Am încercat să găsesc niște lemne care au rămas din ăla de se puneau porumbii, doar că n-am găsit nimic acolo și va trebui să mă duc în pădure și sincer mi-e cam frică. Am să bă Tiberiu să prindă focul. Sasha, ești de aici, mamă, ce m-am speriat. Sasha. Ia uite pe Sasha aici. Sasha. Doamne, ce m-am speriat. Mamă, frate, ce... Cu toate că este becul de la mașină aprins, dar mi-e frică să mă duc în pădure. Hai să vedem dacă găsesc eu lemne acum. Păi dar vezi că se stinge becul și mi-e frică! Mă. Sasha pleacă de aici, mamă, ce m-am speriat. Bă, aprind! Bă, dar nu! Băi!
Zic, nu găsesc nici telefonul ca să aprind. Ia uși. Bă, Tiberiule! Bă, eu nu mă duc, frate, că mi-e frică. Tu știi, să aude ceva în pădure. Bă, da? Te-ai oprit tu mașina? Nu. Serios? Dar de ce ai oprit-o? Eu am crezut că tu ai oprit-o. N-am oprit, domnule, nică. Păi de-aia m-am întors, că nu mai vedea nimic în pădure. Să strângi proiectul. Băi, să aude ceva mișcând prin pădure, eu nu mă duc singur. N-ai oprit-o tu? N-am oprit-o, domnule, ce? Eu m-am dus în pădure să caut lemne, nu vezi că vin din pădure? Serios? Serios, ce ai? Băi, nu mă duc singur, nici să mă omor nu mă duc singur. Ți-am zis să nu vin, că nu știu ce că aici ce este. Ia-uzi! Ia-uzi, ai auzit? Nici n-am ajuns ghinieșă și... N-ai oprit o mașină? N-am, ia-uzi ce se aude. E vreun porc. Ia-uzi. E vreun porcă, mistrieță. Sasha, pier! Pier, mișcă! Mișcă-l, Sasha! Uite! Eu nu, serios, ne-am oprit. Ne-am oprit-o, am fost în pădure, ce-i? Eu am stat să prind becul acolo. Băi, deci eu vreau să mergem acasă, eu nu, mi-e frică, serios. Era oprit proiectul. Ce faza cu lungul? Cum vii? Ai reușit să aprinzi focul? Cred că s-o aprins. Hai, o să luăm niște lemne. Nu merg că eu în pădurie. Păi, și atunci cu ce l-aprindem? S-a aprins cu alea? Nu știu dacă, mă, să văd. Dar nu te-am luat nimeni, eu să aprind. Da, îți dai seama. Îți dai seama ce face Sasha. Băi, dar i-am zis, frate, că mi-e frică să vin aici. S-a mai auzit și ce s-a mai auzit. Sasha, pleacă de aici că mă sperii. Sasha, na! Vino aici lângă mine. Ia uite și tu cum mi se văd ochii. Sasha, tu ești? Sasha, ia uite cum se văd ochii acolo. Păi, bă, Tiberule, frate, tu știi ce e în pădure aici? Ia uite. Sasha, tu ești? Sasha! Băi! Pleacă de aici! Sasha! Bă, vino mă că e ceva aici, eu nu stau, frate, să mă duc. Eu nu... Prima dată crezi că e Sasha. Dar nu e Sasha, tu știi ce urât face? Ce? Nu știu ce este. Bă, ăla nu e pur mistres, frate, n-ai cum. Că nu știu ce să-l face urât rău. Sasha, vreau. Bă, deja m-a luat căldurile. Cine? Bă, nu știu ce e, dar s-aude, tu știi cum s-aude? Răge așa, serios? Eu nu mai mă duc. Prima dată am crezut că e Sasha. Hai să mergi, mă. Dar s-a speriat și Sasha, s-a speriat. Sasha, vem cu așa cum ești. Sasha. Nu mă trebuie să pe mine singur aici. Băi, tu știi cum s-a auzit? Hai să plecem, să le liniști cu mine. Iauzi. Ce? Iauzi. Iauzi. Eu nu... Băi! Băi, cum? Eu mă rup picioarele pe ăsta. Băi. Închide ușa aici. Bă, dar ți-am zis să nu venim, să rămânem singuri aici. Nu ai vrut. Eu am vrut! Eu am zis să ne ținem de... Mă țin de cuvânt, oamenii ăștia, că... Bă, frate...
Ce să fac? Să-i dai în cap dacă vine cineva. Păi cu fărașul. Dacă ce are? Vin cu asta așa. Băi, hai să luăm toporul ăla în caz dacă vine cineva. Băi, să nu facă corn, mie de... Și eu aia? Marșietă. Hai să luăm și toporul. Eu am, du-te și ce, ce mi-e să nu fi venit Cornel, că Cornel face prostii de-astea. Zici? Mie mi-au dat o grămadă de oameni, mi-au dat mesaj. Ha? Ai auzit? Am auzit foșnind, n-am auzit niciun zgher. Am auzit eu, tu știi cum s-a auzit prima oară. Sașa. Doamne ferește, băi, hai mă, hai să aprindem focul, să stăm liniștiți. Ia. Eu... Ai auzit? Ia oprește mașina. Că nu se aude. Oprește mașina să vezi cum se aude. Ia, ia. Ui, cred că ea ar fi un porc, Ionuță. Băi, nu făcea porc urât așa. S-o spărești, Sașa? Da, a fugit de acolo, venea spre mine, speriată. Ia. Ia să vedem dacă apropii. Îs câini, ăla, să aud câini în sată. Bă, vină, mă, că de... Bă, nu mă duc, că lasă-mă de-mi pace. Păi hai, să aprindem focul, ui. Că mi-a dat fărașul, eu trebuia să luăm toporul ăla, cu fărașul. Nu să-i aduc toporul. Băi, știi ce mă gândesc? Ia, mă mâin. Știi ce mă gândesc să facem? Mm. Dacă cumva are... Dar nu cred să vină Cornel. Frai, și fum iese. Fa. Mai scoate și fum, trebuie să stăm afară până să aprinde. Băi, eu mă gândesc să... Găsim-o pe aici niște funie, ceva? Măcar să punem pe aici pe lângă casă sau să ungem geamurile pe aici cu usturoi. Nu-ți, domne, nu se mai vede nimic. Ia. Auzi, bă, și tu cum mișcă în pădure, băi. Băi, de să... Sașa, pleacă de aici, că iar m-ai speriat. Hai, Sașa. Mamă, ce m-ai speriat iar. Sașa. Mă, cum s-o uită la mine, mă și sperii de tine. Uite, și Sașa, uite, s-a uită. S-aude ceva. He? S-aude ceva. Ce poți fă cu câine, că o mânță pe ceva. Ia auzi cum s-aude. Bă, ia uite! Ce? Bă, ia uite, hamacul se învârte singur, băi! Vino repede să vezi! Uite hamacul, fii atent! Uite singur, uite cum face hamacul! Ia uite pe camera că am apropiat! Uite cum face hamacul! Bă, ești nebun, eu nu mă duc nici să mă omori acolo! Uite-l! Uite cum se face aia! Du-te, băi, de aici! Băi! Hai să mergem acasă! Băi! Bă, și am zis că eu nu fac de-astea astea! Mamă! Hă? Băi, ai văzut cum făcea? De aici nu se vede, dacă ne apropii cu camera se vede tu tot. Tu l-ai făcut ceva. Cum, băi, ești nebun, eu nici n-am ajuns până acolo. Cum, băi, dar chiar am ajuns gata? Băi, n-ai văzut, băi, stat în spatele meu, cum mă duceam eu acolo? Hai și Cornel. Hă? Ia, du-te tu în față. Dar nu, eu o să mă duc tot de aici, că nu mă duc. Dar pe unii, Cornel. Păi și pe unde venea o Cornel, dacă venea pe aici, prin spate, uite. Putea să vină prin pădurii, par cealaltă. Pe jos. Păi, și... Bă, dar a avut dreptate, ok, e bântuită treaba aici. Eu zic, oameni mesaj? Da, oameni, mi-au zis că Cornel zice că vrea să vină să ne sperie pe noi de aici. Ah, păi cred că e el, eu. Dar nu e că nu. Dar nu venea Cornel, bă, că să fie. Ah, să hamac și ăla cred că el l-o.
Ia uite și acum se face, uite vino de aici să vezi. Ia uite și acum după 5 minute. Ia fii atent, stai să apropii să vezi. Ia uite. Stai așa să vedem pe... printre pompe aici, ia uite-l. Na. Nu văd. Cum mai nu vezi? Uite pe cameră. Nu văd, ghinii. Ia uite. Să leacă chioriu. Uite mă că mișcă da, acolo. E Cornel acolo, vin, hai, vin încoace, vin. Nu e mă Cornel. Ia hai să vedem. Hai și eu ce să las acum. Bă, mi-e frică, ui, lasă ușa aia de... Dacă tu ai zis cum ți-o zis, oameni... Ia toporul, ui. Dacă n-aș fi Cornel, acolo ai să vezi. Ia toporul. Ia toporul. Vino cu aia, dar am luat Tesla. Da, hai repede dacă e, și lasă poarta deschisă, că după aia nu mai putem să mai... E Cornel, dacă n-aș fi Cornel... Unde e, bă, Cornel, ești? Ia. Bă, mi-e frică, mă, cățea așa. Unde e, bă, Cornel? Bă, e ceva acolo. E ceva acolo și acolo. Și e, bă? Și e, bă. Și ăsta buștean, ce e? Uai, este ăsta de la bancă de aici. Gata, mergi. Bă, eu nu mai vin în... Nu mai vin în pădure, poate să fie și 5 cornei și ce vrei eu, nu mai vin. Dar dacă l-a pus cornea la... Bă, dar s-au auzit și niște sunete de alea urâte. Bă, hai bă, să stăm în caz, bă. Bă, hai, eu nu mai. Serios? Chiar mi-e frică. Cornel, i-a spus că e... Ha? Așa a spus în păduri. Crezi tu? Bă, dar uite și acum a face. Mi-e frică să mă ducă, chiar și Cornel să știe, tot mi-e frică. Și acum a face, bă. Mi-e frică să mă ducă. Dar cum se mișcă hamacul ăla așa? Bă, ăsta e Cornel, mă, că n-are cum, eu nu cred așa ceva în prostiile astea, frate. Că... Ia, taci. Nu, parcă văd că e bine cineva din pădure de acolo. Serios, mi-e frică. Doamne ferește. Bă, și am zis să nu fac chestia asta. Dar eu că-s viteaz eu. Eu că nu mi-e frică mie de... Bă, dar eu cred că e Cornel. Și eu cred că altcineva și... Dacă ai zis că ți-au dat oamenii mesaj, cu siguranță. Cu siguranță și eu să vină să ne spări. Băi, dar tu știi câte mesaje? O grămadă de mesaje. Sute de mesaje. Dar de unde știau ei? Bă, nu știu, cred că a zis ceva pe vreun video ceva. Mă, ce fum ai ieșit aici? Așa Cornel oare? Dar tu stai că nu e el. Dar tu crezi că... Îl sun. Hai să-l sunăm. Stai că-mi dă cu capul un becul ăsta. Nu cu așa. Îl sun. Ia sună-l să vedem. Cornel, cred... Parcă l-auzi pe Cornel acum că îți răspunde și că e acasă. Dacă e acasă, știi ce facem? Închidem ușa și nu mai ieșim până dimineața de aici. Poate rămâne și fără baterie la mașină. Atunci... Nu merge. Înseamnă că Cornel este. De ce nu merge? Nu merge să sun. Ia! Auzi? Ia taci! Se aude o mașină. Prin pădure. Auzi? Mhm. Este să opresc micul. Ia! Ia uzi, cum ai stins becul de la mașină? Bă, dar tu prima oară tu ai stins becul la mă, eu prima mașină. Nu, cum? Tu n-ai văzut că eu am plecat în sus să mă duc în pădure să strâng lemne? Eu crezi că ai oprit totul. Nu, doamne, cum să opresc? Ia uzi! Bă, ai să știe cineva în pădure, bă, serios acum, bă? Nu cred eu. Ia uzi! Sau
Auzi? Uite, tu n-auzi cum sună, dă-ți mă ăla după cap să vezi. Aud, domnule, dacă l-am în cap, ce crezi că nu văd? Dar nu s-aude nică, așa auzi tu. Păi și atunci cum îți explici, mă, că făcea? Ia! Cum îți explici că făcea hamacul ăla așa? Și cum îți explici că avea bușteanul ăla acolo? Scaunul ăla de la bancă de... Cornel! Dacă ai zis că e el trebuie, dar tu ce vezi? Și dacă nu e Cornel? Bă, zici, draba ta dacă nu e el, ce vrei să fac? Na, ieși la antena asta și duci și vezi, eu nu merg. Magnifică. Tu și vezi. Ia dă să mai mă duc o dată. Dar vezi, nu fă zgomot ca să nu te audă, că dacă te audi... E ceva în mână. Dar ce să mai iau, că deja țin camera asta și lanterna. Aha, și dacă îi dat lui Cornea? Dacă vine, îi dau cu camera în cap. Dar și mie mi-e frică, mă, ești nebun. Ia. Ia uite, ia uite! Băi! Bă, mâncat aia și cu lata, eu nu mai mă duc din scă... Băi, vină cu acea mâncat aia, s-a închis ușa singură de aici, de la portiță. Care ușă? Bă, ești nebun! Ești nebun, fii atent, vină cu să vezi. Uite, ușa de aici s-a închis și s-a deschis singură. Serios? Serios, mă jur! Oprește filmarea să mă uit, să-mi uită în pie. Oprește-mi. Stai să opresc să vezi. Serios să vorbesc. Serios? Băi, să știu nebun. Băi, eu nu mai vreau să stăm afară. Serios, dacă tu vrei să stai, stai tu afară, hai să... Am văzut. Hai să intrăm în casă, hai să aprindem focul. Focul l-am aprins. L-ai aprins? Da. Dar și-ar fi să trag mașina să bată lumina așa. Unde? În casă? Da. În casă? Da, eu știu. Dar nu poți să lăsa asta așa atât noapte, și trebuie să opresc asta. Oprești-o atunci, nu mai ține așa. Că n-are... Ha? Opresc? Ia stai să vedem, să mai vede ceva. Lasă-l, domnule. Ce întuneric, e biezn. Vino cu așa. Vino să ne ia și fie în casă. Ha? Eu cred că Cornel. Dar și eu cred că n-are... Serios, eu cred în prostii de-astea. Numai din filmele alea proaste vezi de-astea. Cine crede așa ceva? Dar deja a început să se și încălzească aici. Ai văzut? Da. Uite. Uite ce frumos e. Cald. Trebuie. Acolo? Da. Ce facem? Dar tu ai mâncat, eu n-am mâncat nimica. Și nu ai mâncat mâncare. Păi tu n-ai luat? Dar eu de ce să iau eu? Bă, dar noi... Dar tu trebuie să te pregătești, domnule, că... Dar noi ce mâncăm? Și nici pe aici nu mai simt. Mai erau niște biscuiți pe aici, nu mai sunt nici biscuițe. Bă, dar tu ești ut, eu am crezut că te-ai pregătit tu, ai luat să facem mâncare, să facem... Dar mai facem mâncare la ora asta. Dar eu n-am mâncat nică de azi dimineață. Eu m-am gândit că tu ai luat ceva de mâncare. Ei, am luat eu de mâncare. Ce facem acum? Măcar avem căldură dacă... Mă, dar chiar serios, chiar n-ai luat nimic? Mă minți? Nic n-am luat. Minți? Nica, domne, de unde să iau? Și aia e nebunit. Vreau să faci, pregătești tu ceva de mâncare în seara asta. Da, mierte. Dacă știam, luam eu. Păi de ce n-ai luat, mă? Trebuie să mă spăl pe mâine, iată. Trebuie să facem un pic de ordine, că... Bă, o să închidem ușile, că mi-e frică, serios. Mi-e frică să... Băi, mine, e Cornel, sigur e Cornel. Dacă ai zis că o zis abonați, Cornel... Da, omul mi-a trimis mesaj și mi-a zis că Cornel vrea să ne sperie și că dacă rămânem noi peste noapte aici, o să ne sperie. El, sigur, s-a auzit în pădure el. Dar hai că s-a auzit, dar cu poarta. Ai văzut că am oprit filmarea, ți-am arătat, ai văzut? Ha? N-a și el? Bă, atunci explică-te-o cum s-a închis poarta aia. Lasă poarta, domnule, și mâncăm. N-ai luat nica de mâncare. Am crezut că tu ai luat. Și mă fac eu, și mă făceam eu, că dacă n-aveam eu grijă de burtică. Ai luat? Ehe. Hai așa să vezi și aduc eu. Ce-i luat de mâncare? Vin cu mine. Vină că e întuneric, mi-e frică, că bă, și la spate. Vină. Mă sperie și pe mine, mi s-a zbălit. S-a zbălit pielea pe mine.
Păi, frate, cine m-a pus pe mine să... De ce lu? Fii atent. Ia, uite și ce că nici n-am luat mâncare. Aaa, păi dar noroc de domnul Turcea, domnule, că altfel muream de foame. Mamă, să trăiască domnul Turcea, mamă, dar cum arată ești. Fa. Dar măcar să mâncăm bine, dacă ne mănâncă cineva pe aici. Fie nu încoași. Pastramă de pește, ai mâncat vreodată? N-am mâncat niciodată. Fie nu, domnule, că de așa, fai de mine. Mamă, ce bine arată. Pentru asta cred că merită. Da. O, cum să zic? Un subscribe. Un subscribe, domnul Turcea, merită. Ia. Ce unul? Mai 10, sute, mii. Mii. Mamă, care faci gogoșvil. Mamă. E jumate. Te mănânci tu de dar mai crapul ăsta. Hai, domnule, na, gata, e de. Dar ce e ăsta? Nu știu. E vezi, vezi cum e. Vai de mine și de mine. Mamă. Vai de mine. Fii atent că ne-au pus aici și... niște maioneză. Deci, tu trebuie să și ăsta este tot sub formă de pește. Da, 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 da. O să că numai aici să-i ia la pe crapă. Nu se aude ceva. Nu se aude, domnule, nici. Păi să închide. Bă, mi-e frică. Serios, mi-e frică. Ia uzi. Da, domnule, să văd lumina. Ia uzi și tu. Ce auzi, ce auză, Ionuță? E Cornel. Să vezi dacă nu vine acum, că o să-mi țin miros de pești. Să vezi dacă nu vine. Pariu fac. Uita și bunătate. Doamne și bunătate, Doamne. Doamne și bunătate. Ai auzit acum? Te-a s-a luat ceva. Ce vrei? Ai auzit? Eu ți-am spus că s-a auzit ceva. Ia uite! Bă! Ce? Bă! Ce? Uite, asta de la ușa s-a deschis iar singură. Serios? Bă, să închidem ăsta, eu nu mai, serios? Dacă dar nu... ce, domne, că ai lumină, că eu nu văd, ce în față? Mă ia, dacă mă ia de picior. Nu se face. Închide gratin. Nu se vede nimic, dar... Închide gratin. Ia. Ai auzit? Ia auzi. Bă, eu nu mai, nu mai stau aici. Închide ușa și ai în casă. Nici mâncarea nu mai intră în mine. A? Nici să mănânc nu mai pot. Mamă, ce bine arată. Dar măcar lemne avem să se încălzească bine, avem, a? Uite ce frumos arde focul. Mă simt ca... ca în copilărie. Dacă n-ar și Cornel, a spus ce zic eu. Cornel, că altcineva n-ar simt și dacă tu ai zis... Dacă... Da, uite. Dacă nu... prin ei niciun comentariu, niciun mesaj, nica. Mai credeam, dar așa prea deodată. Cum am venit, cum gata, am început să audă. Nici măcar nu ne-am pus să dormim. Nu, e ceva, e ceva puter. E ceva puter. Nu, dar ce bun e, dar ce pește este? E... Cred că e novac. Ia uzi. Ia uzi. La trăsajă. Ia uzi. Ia. Ia. Latră, domnule, la câini. Băi, tu mai poți să dă mâncare? Da, e Cornel, eu cred, eu asta așa cred, că e Cornel. Serios, dacă nu. Cornel la treabă, n-are și el. Cred că nu ne-a trecut prima dată când am venit să fie trecut pe la Cornel. Bă, s-aude ceva.
Bă, dar e bun rău. Păi, dar eu nu mă pot opri. Nu, dar ți-am zis, dacă nu prindeai mesaje, mă speria. Da, multă lume mi-a zis că Cornel, ia uite și tu. Mă speria. Eu n-am dat cu capul în bec. Când am dormit singur? Ha. Când am dormit singur, știi? Aici? Fai de mine, știi de mine. A venit Cornel sau ce? Ha? Te-a speriat Cornel? Nu mă speria Cornel. Bă, tu n-auzi ce s-au uit afară? Eu. Ia, ce s-a audit? Bă, dă-te de lângă geam de acolo, dă-te că pare că văd că apare vreo mână pe sub perdeaua aia. Ia uite. Face cu Cornel așa? E găină. Da, unde e găină? O rămas vreo găină pe afară. Serios, dacă nu asta s-a audit. Bă, ușa n-ai închis ușa? Bă, da. Și ușa deschisă. Dar n-ai ieșit tu mai înainte afară? N-am ieșit, n-am stat până acum cu tine aici, n-am mâncat. Ai ieșit, n-ai ieșit tu mai afară aici. Ce ai, mă, am închis. N-am închis, am mântuit asta. Da. Ce? Dă-te, domnule. Nu e o nimic. Nu e găină. Ce găină? Dar să urză, dă lumina în partea și ei. Uite că aici se auză găină. Se auză aici găină. Du-te, domnule, și vezi bădă. Da, du-te tu, de ce nu te duci? Aici, du-te că s-a dus, cred că, după casă. Cred că s-a dus acolo. Ce găină, uite, e barza aia, nu e găină. Nu, domnule, se auză găină, vezi că cred că s-a dus în partea și de la mine. Dar nu mă duc. Dă că mă duc eu. Cred că e găină, domnule, nu-i nici altceva. Bă, vezi, mă, că te ia ceva. Dai, mă, e, nu-i nică, e găină. He? Nu-i nica. A? Bă, nu-i nica. Nu-i nica. Nu-i nica. Vino să închide asta. Vino să închide asta. Eu ți-am zis că e ceva. Și eu știu sigur că am închis. Cum se auză ca găina, bă? Chide, vezi că aia e și sus, cărlic. Hai sus, cărlic, pune cărligul sus. Așa. Așa. Ia. Ia. Păi ia și găina pe acolo pe undeva, bă, dă, bă. Dacă eu zic că s-aude o găină. Nici mâncarea asta nu-mi tihnește, ia? Dacă nu e găină. Dar ce vrei să știi? Bă, te nu mai deschide ușa aia, că cine știe ce se mai întâmplă. E găină pe aici, pe undeva e găină. Cu dacă s-aude găină. Bă, nu mai mă lăsa singur aici. E după șoatele este, cred că. Stai, domnule, că e găină. Dă, las-o, ce-o zi, las-o, că mi-e frică să stai. Huș! Huș, n-auzi! Huș! Huș! E o găină, cred că e o găină, e o ieșit afară. Sigur. Cum dacă se aude acolo în spate? După șoate, cred că. Dă-mi pași. Ți-am zis să nu venim în coasă, să rămânem aici. Să-mi tihnească mâncarea pieștii ăsta. Râdem, glumim, dar mie mi-e frică. Ține, domnule, să mănânc pieștii, că eu nu mai poți de foame. Dar tu îmi zici de... Că e o găină, cred că, dă-te așa. O rămas o găină, cu siguranță cred că o rămas pe afară și după șoatele și ele pe acolo. Ce găină e la ora asta? Ha? Ce găină e la ora asta? Că e ceasul, cred că aproape 12. O rămas, domnule, pe afară, cine știe? O ieșit, o ieși slabă. Ia, cât e ceasul, ia zi. E 11:40. Las-o încolo de găină, vin încoace. Băi, nu te mai du, bă, că mi-e frică. Mie mi-e frică, serios, nu te mai du. Băi, găină, bă, eu vreau să, hai să plecăm acasă, serios. Mi-e frică. Ia uzi. Tu și vezi. Da, cum să nu. Du-te după duș în cap, te-și uite după șoate, ce le să vezi că e găină. Și dacă nu e găină? Dar ce vrei să știi?
mașinii dacă se face cloc, 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 cloc. Și o trebuie să duc la val. Iauzi. Deschide-i, domnule, și uite. Da, deci dacă mă face ceva. Hai să-ți facă găina. Deschide-i, domnule, și te uite. Puuu, Sașu, ieși de aici. Ieși. Mamă, ce mai spune. Fai de mine și de mine. Păi și Sașa face cum face găina? Dar dacă era găina, o... O flendurit-o, Sașa, cred. O rezolva până acum. Sașa! Du-ți după șoate, dacă nu-i după șoate, ta... Hai să vezi, da. Hai să mâncați. Pleacă Sașa încolo. Eu pe tine cu Sașa. Ia de-te de aici. Eu cu tine. La șoatele cele, la val. Nu acolo, în partea asta. După și la șoatele cele, cred că au rămas, de Saudi. E acolo? Nu mi-e frică. Leacă, Sașa. Sașa. Ia-te încolo, Sașa. Tu te ia și te uite la șoate, hai că vin și eu. Parcă văd că iasă ceva după sub remulchicile astea pe aici. Tu te știi la asta. E acolo? Nu, așa că mi-e frică. Nu-i nică? Hă? Vezi în șoate. Sașa a șuiet pe acolo. Dar ce căta găina în șoatele astea aici? Mi-e și frică, parcă văd că iasă ceva de aici. Păi, pleacă, ieși afară. Mănânci peștile. Dar nu e nimic aici. Era să-i în casă. Păi, mai bine hai să o băgăm în casă, că parcă mi-e... Poate să sperie de ea, dacă este cineva. Nu, ea, că ne mănâncă peștile. Să-l sui în pat. Unde o, nu? Vin în pat. Pleacă, Sașa. Pleacă. Găina când aude zgomot, nu stai, nu zici nimic. Domnule, să mâncăm măcar, să ne tihnească mâncarea asta. Pieștile stau și bune. Hai de mine. E pierde și chef de mâncare și chef de... Iauzi. Iauzi. Așa. Iauzi. 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 Iauzi cum se uită și Sașa, ui. Unde? Hă? Ia uite cum se uită. Nu se uită. Nu știu, parcă s-a auzit ceva. A și vreo găină, mă, Ionuță, las-o încolo, vină să mâncăm, mă. Bă, mănâncă... Mănâncă tu dacă vrei, mie nu m-am niciun chef. Vină încoace, lasă, că nu... E așa de bun încât... O, lăsăm pe Sașa la ușa aici. Bă, dă-o, lasă-mă, că nu... Și acum... Deci eu du-te acum, răb, zici, și... Ia. Sașa. Uș, pleacă. Dar nu e unde nimica... Da, uite, și Sașa se uite. Bă, sigur eu găsit în slobă de prin curte. Păi și unde este? Că nu fii pe casă. Vezi, poate sub mașină. Hai, mamă, găina sub mașină, s-a auzit aici. Dacă Sașa încolo. S-a auzit lângă geam aici. Nu mai au nici găini sub mașină. Sașa. Ia uși tu. Băi, bă, ce faci, mai închis afară, ieși afară de aici. Dacă vine cineva, îți dai seama că trebuia să rămâi afară. Ce fac de meșul? Eu? Tășirii. Sașu de meșul? Bă, tu ți-e țartă de glumă, mi-e frică. Te-i meșul tu? Nu m-am bășit, domnule. Dar ce-ți-o meșit? Nu știu. Sașa s-a bășit. Vină, domnule, stăm liniștiți. Doamne, cine m-a pus pe mine să vin aici? Ia să mănânc și eu un pic, că... Ce? M-am gândit ceva la ciori. Băi, nu mai mă speria, mă mâncați aici, că mă... Vezi dacă e ceva... Sașa, ieși afară de aici, mă, băi, hai să... Eu nu mai stau. Vezi dacă e ceva sub pat. Pleacă! Sașa, ieși afară.
Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară, n-auzi? Ieși! Pleci! Pleci! Eu că sunt în pată! Ieși afară! Ieși afară! Doamne ferește! Dar am zis să nu rămânem noi aici, că cine știe ce... Tu știi să pasfeze ceva? Da, și dacă e ceva. Mă gândesc ceva la cioare. Fii că eu ridic și tu te uiți. Ei? Nu e nimica. Nu mai mult mă sperii, băi. E serios? Bă, ce facem? Tu și închide ușile. Închide ușile? Clar că închide. Nu știu sigur că... Eu. Închide-le tu, că... Poate eu nu le închid bine. Închide bine, oi, și închide... Închide... Sașa. Închide cu lacăt, închide... Să fim siguri că... Închide-o și pe asta, de ce vreau. Parcă s-a făcut și cald. Dar să știi, văzut, dar nici nu e chiar frig afară. Da, nu e nici prea cald, nu este. Și trebuie să stăm așa? Uite, trebuie să ne luăm și noi ceva ăla, noi să... Să ne facem de lucru. Fi luat niște cărți ceva la noi. Dar nici nu vezi. Dar ce să vezi aici, joci cărți? Să-i mai juca cărți, nu vezi că... S-au zgomote pe afară tot. Eu zic că e o găină. O găină, sigur, că găina dacă te aude zgomote, tași. E bine, dar unde e? Ai și bagate prin șoatele și ele și nu știi pe unde. Bă, și am zis, bă, o sări gardul și cred că cu siguranță o și o spăriet-o, așa. A zburat, poate că nu sare găina gardul. Nu zburat. Bă, eu sincer mi-e frică. Serios mi-e frică. Băi, de obicei și mie mi-e frică, dar eu acum, dacă îi zic că ai primit comentarii și este gata, el mie mi s-o tăie, gata, sigur e Cornel. Care și însă și... Băi, și eu am crezut prima dată, prin pădure, foșnitele, dar cum explici tu pe aia cu poarta? Fii atent, am ajuns, te-ai dus în pădure, imediat i-auzi zgomot. Ia, imediat, așa, deodată. Nici în filme nu e așa din prima. Nici măcar nu-i 12 și zici că băi, 12 și e aproape 12. E aproape. Mai da, dar da, adică n-am ajuns aici. E 12 fără 5 minute. Eu, schionul ăsta așa. Ai văzut că nu s-a mai auzit nic? Înțeleg că nu s-a mai auzit acum, dar... Îți spărie tot așa și nici știi, nu s-a dus. Da, da, așa, ziceam, zgomot în pădurii. Imediat după ce ai plecat în pădure, s-o stâns becurile, mașina. Cum să stângă singură mașina și becurile? Păi sigur nu te-ai dus tu și le-ai stins? Nu! Eu am crezut că le-ai stâns tu! Bă, dacă era Cornel, fii atent. Dacă era Cornel, n-avea cum să fie în două locuri odată. Adică să stingă și alea la mașină, să audă și în pădure? Dar și arunca cu ceva. Păi și arunca cu ceva și să se stingeau becurile la mașină? Nu, domnule, în pădure au aruncat și poate era la mașină. S-a aruncat de aici? Sau și niște. Sau poate au venit de ziua, știind că noi venim aici, au venit de ziua și au făcut, au pus niște. Dacă era Cornel, rămânea pe aici făcea, bă, nu e, nu, eu nu zic că nu cred că e Cornel. Eu zic că cred că ai avut dreptate, că ceva e necurat aici. Zici. Serios? Nu, eu așa cred, e prea deodată. Prea deodată cum am ajuns aici, acum gata, au început tăti, nu... Sigur e Cornel, domnule. La focul ăsta. Merge aici. Na, acum de ce nu se mai aude nimic? Da, văd că nu se mai aude nimic. Lasă măcar să stăm liniștiți, ar trebui să ne... Să ne băgăm, să ne... Că nu avem ce să facem la ora. Nu, dar cum să ne băgăm și ai? La somn amândoi? A? Unul stă de vechi, unul doarme, dacă e să ne băgăm. Mă pun eu, mă întind, stau două ori. Așa, așa e invers. Da, dacă adorm, eu nu mai au nimic. Și dacă vine și nu-mi dă cineva în cap? Păi dacă sunt ușile închise, le-ai închis cu băla, cine mai intră acum? Nu, ai închis ușile, nu? Da, am închis tot. Păi și atunci?
Da, 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 uite. Gratis la geam, dar na. Dar vezi că nu s-a mai auzit nimic. Nu s-a mai auzit nimic, nu mai. Domnule, era sigur, cum ți-am zis eu. Ori dacă nu era Cornel, vreo găină. Dacă era vreo găină. Păi da, bă, dar n-am ieșit afară. Bă, dar așa la acolo și l-a pus. Ce? Așa la hamac. He, na. Cum făcea hamacul așa? Cum a Cornel. Cum a luat bușteanul ăla? Cornel, dar Cornel, de cine era să pună? Dar pune găina? Eu nu mai înțeleg nimic. Serios, dacă mai înțeleg ceva? Tu dacă nu îmi ziceai, mă spăriem. Dar așa tu când mi-ai zis că tu o scris că vine și ne spări, că știa cât stăm aici. Dar mi-au scris oamenii în mesaje, păi mi-au scris pe Instagram, mi-au scris pe... Cu siguranță el, n-are sens. Și nu un, 100 de mesaje toată lumea că vrea Cornel să facă nu știu ce. El e domnule, el și-o zic, hai că vin și-i spări. Păi și eu am zis că, bă, hai ca să zic sincer pe mine, eu am zis, bă, vin și doar că dacă face Cornel, nu mi-e frică, nu mă sperii de Cornel. Dar explică-o tu pe asta, cu ușa. Care? Cum s-a închis ușa aia singură când am vrut să mă duc în pădure? O și legat pe oață, de ea și-o tras. O venit dizoa, zic eu și-o făcut domnule. El cred că, o știu, nu au auzit că ne ducem, că, știi? Că vinim și să dormim și alea. E, el dizoa, cred că... O fost plecat de acasă? Băi, nu putea să vin. Ia uzi. S-a auzit. E! Bă, tu cineva în geamă? Da, bă. E! Băi, nu deschide ușa. E! Te perdeu aia la o parte. Vin de-te încoace. Să așa mă dă cu botul. Păi da și m-am dar spăriet. Dar cum dă cu botul în geam? Ce? A, și da, uite. Uite, vezi că bagă botul pe acolo și uite, s-a auzit. Eu nu cred că a dat așa cu botul în geam, nici păi să așa, domn, dacă era cineva. Nici în lasă-mă mai bine. Sașa! Ce eu? Vino cu așa cu mine. Trec acolo. Nu mai mă speriam. Nu e unica. Eu nu mai stau așa, gata, du-te așa. Du, mă îmbrac, gata, nu mai stau. Nu mai stau, lasă-mă, dă-mi pace. Sașa, ești de aici. Pleacă, pleacă, Sașa, pleacă! Pleacă, Sașa, încolo, nu lasă. Bă, dar nu e în casă. Hai să mergem. Serios acum? Hai, o, că nu mergem, băi. Cum, nu mai stau, domnule, dar nu auzi și cum s-o auzi? Nu ne plecăm la ora asta. Nu mai stau, domnule, cu tine, lasă, nu dăm pace, stai singur. Dar cum să stau singur, ce-i? Hai, băi, pisaj în pat. Fii atent, hai să mai stăm un pic, dacă se mai aude ceva. Sașa, dacă se mai aude ceva, plecăm. Uite, vezi cum am ieșit afară, nu se mai aude nimic. Mă uitam la porți să văd dacă sunt porțile deschise, dar văd că sunt închise. Mașina e aici? Hai, mă, mai stăm. Hai să închide, mă, închide tot, închide uși, închide tot, să fim siguri, dar închide-le să văd eu că pleacă, dacă Sașa. Am unde văd că nu-i nimic, pleacă încolo, Sașa. Mamă, ce m-am speriat. Ce? Dar cum o să te dă cu botul în geam? Tu e ca și cum ar te da cineva cu degetul în geam. Da, domnule, cu cine știe. Pune cuiul ăla acolo ca să nu mai... Doamne, ferește. Bă, frate, mie chiar mi-e frică. Și acum lăsând gluma la o parte, mie chiar mi-e frică. Serios, chiar mi-e frică. Ia uite. Băi, s-aude găina pe holă! Bă, găina pe holă! Ce găină pe holă? S-aude găina pe holă, tu știi, uite, nu mă uite, lasă-mă, dă-mi pace! Tu știi, uite! E găină pe holă! Ia ta jură! Băi, nu mai stau aici. Serios? Bă... Găină pe holă! Lăsă! Ia-te încolo, eu nu mai stau. Pleacă, 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 dacă vrei, dacă vrei, mergi, dacă vrei, nu, eu plec acasă, frate, eu nu mai stau asta. Asta nu este de joacă, de glas, dar nu sunt glume. Doamne, ferește. Stai să deschid poarta. Hai. Doamne ferește, cine m-a pus pe mine să vin aici la noaptea să dorm. Hai, mă,
Scoate, scoate afară. Haide. Scoate o dată, scoate o mai repede că eu nu mai stau nici să mă omori. Scoate. Doamne ferește, ce pățesc eu pe aici. Gata? Hai să închid porțile. Hai să așa. Hai să așa. Hai. Hai. Așa. Haide drumul. Bă, ce fac? S-a trebuit să sar peste poartă, că n-am. Ha? Bă, uite și tu, cad pe aici. Poți? Stai așa, că n-am cum. Bă, vine. S-aude iar pași. Ha? Iar s-aude ceva. Băi, ține tu asta ca să sar repede. Iar s-aude ceva. Serios? Serios. Vino odată. Nu poate. Doamne, ferește. Hai. Băi, nu mai intră în viteză. Căsuțenii. Nu mai intră în viteză. Cum? Uite, mă, că se aude ceva iar. Nu mai intră viteză, ce să-i fac? Uite, închide măcar geamul ăla. Nu se închide. Hai, închide-te mai repede. Nu intră viteză! Nu intră, uite, am ciorul apasat, nu intră. Uite. Nu intră viteză! Închide ușile. Ce ne facem? Cum nu intră viteză? Nu intră, uite! Apasă mai bine ambreiajul. A treia a intrat. Gata, cu intră! Și ai, măi, nebunită, nu mai vrea să intri în viteză! Doamne ferește, aude! Dacă era Cornel, mergem acasă la el, să vedem dacă e acolo. Direct acasă la el. N-are când să ajungă. Lasă-o mai, măcar lasă-o mai ușor, n-are. Doamne ferește, ce... Căsuță mi-a trebuit să rămân noaptea. Ți-am zis? Acum vedem, dacă nu, ascultă-mă și zic, dacă e Cornel, o are de-a face cu mine, cu noi. Și dacă nu e el, eu nu mai calc noaptea niciodată aici. Serios să zic. Uite și tu cum am pielea pe mine. Noaptea nu mai... Iar nu intră în viteză? Nu intră, bă, în viteză, și are, bă. Uite, nu intră nici a treia, nici a patra. Hai, bă, că așa ceva... A patra au intrat. Așa ceva nu se poate, o, de când am venit aici. Deci fii atent, a treia nu intră în viteză, a treia. A doua, a treia nu vreau să intri. Bă, da, am impresie că parcă tot e cineva în spate. Nu mă mai spărie, las-mă, dă-mi pași. Bă, las-o ușor când, ne răsturnăm aici. Doamne ferește. Să nu mai au vreodată în viața mea să mai rămân aici peste noapte. Ușor, las-o ușor, că mai rămânem și cu mașina pe aici, acum să vezi ce... Asta ne mai lipsește. Ce așa? Eu zic că e Cornel. Eu până n-ajung acasă să văd că e Cornel. Eu cred că 80%, nu știu, nu 80, ci cred că 60%. Știi de ce? Aia cu poarta nu pot să mi-o explic. Aia cu poarta deja e prea mult. Și aia cu hamacul, tu ai văzut ce era acolo? În hamacul pus el, dacă eu fost el. Da, da, găina! Cum a ajuns că am închis tot, cum te-a ajuns găina? Bătăie în ușă, în geamul? Stai, mă, un pic, acum, eu acum realizez. Ce? Găina s-a auzit prima dată la geam afară. Cum a fost? Nu crezi că era pe mine tot. Nu? S-a auzit afară prima dată găina. Uite, acum intră, bă. Dar nu trage. Nu e, bă, să știi tu că e ceva necurat acolo. Nu intră nici mașina în viteză să plecă. Las-o ușor, las-o ușor. Lasă-mă că ni s-a făcut chelea mâinșe. Dar și la mine la fel. Dacă mergem acum și nu-l găsim pe Cornel. Cornel a fost. Doamne ajută. Doamne ferește. Bă, dar am zis, mă, am zis că nu. Că nu. Dar hai să fac chestia asta că am văzut comentarii că vine Cornel și mă sperie. Și dar Cornel, îți dai seama că nu mi-e frică. Altfel? Da. Și dacă nu, dar el cred că stă și râdea pe din noi.
Dar cu și că n-are cum să ajungă înaintea noastră. Da, dacă el a fost, n-are cum să ajungă, că n-are pe unde. Aia zic și eu. N-are pe unde. Aia zic și eu, că uite, poate o... Dragă, o mașină nu este, să zică cineva că poate cine știe, că regizăm ceva sau că nu știu ce. Doamne ferește! Și fii atent, ca să țin, o să țin filmarea așa ca să nu zică lumea că poate cine știe, tăiem, l-am montat sau facem ceva, să mergem direct la curte. Dacă n-are cum să ajungă Cornel înaintea noastră, aia zic. Pe jos ajunge el înaintea noastră? N-are cum. Doamne ferește. Da, mă, și am zis. Am zis să nu rămânem la căsuță, na. Doamne, doamne ferește. Vede și rău. O să aprind proiectorul că s-am stradă. Da, prinde-l, ce că nu e nicio mașină. Nu, domnule, nu se merge, proiectorul nu se merge. Ia prinde-l un pic să vedem cum se vede. Mamă, s-a făcut ziua afară. Da, ciudat rău de tot. Hai bun că am plecat de acolo. Nu, eu nu... Găina! Găina s-a auzit afară! Și după aia e în caz găina. Nu, dar s-a auzit pe tăile și ele. Eu am scotat asta așa cu potul. Dar eu nici aia nu cred că n-avea cum să dea câinile. Deci, ca și cum ar fi dat cu mâna în geam. Noi ceva... Uei! Dacă aș fi făcut ceva vrăjitoarele și ele care tot o suna Cornel. Hă? Dar eu știu ce să mai cred. Serios? Dacă s-o aș fi făcut ceva. Eu n-am vrut să zic când eram acolo, dar dacă mai vedeam și proaște, Cornel vorbi cu vrăjitoare și a zis de, că a găsit proaște în casă. Deci eu dacă găseam și vedeam și proaște, eu acolo leșinam. Păi, uite, nu s-o... Gata, nu s-o găsit la mine la fel. Doamne ferește, bă. Bă, trebuie să... Nici când fac 1.000.000 de abonați, eu nu mai stau la căsuța acolo. Bă, dar din prima, așa, n-am nimic, nici n-am ajuns bine, nici nu... Când am văzut hamacul ăla că se învârtea... Și acolo, domnule, că nu văd. Deci când am văzut hamacul ăla că a început să se învârtă... Doamne ferește! Eu până n-ajung acasă, eu stau liniște. Eu totuși, eu cred că Cornel a fost. Sigur. 100.000. Mă, ce șumă ți dai calea? Mi-a tăiat și pisica neagră calea. Dacă nu mai ține frâna. Să și frâna. Nu mai ține frâna. Am calcat frâna de mână. Frâna de mână. Ai calcat frâna de mână. Am calcat, am tras frâna de mână. Mă și sperii. Aici ce e aici? Ui, nu mai ține frâna. Serios? Dacă zăp. Ia uite. E ceva necurat. Nu intră în viteză. Băi, tu glumești sau? Nu intră în viteză. Băi, e ceva necurat. Ia să mă dau jos. Mă dau jos. E ceva necurat, doi. Ce are, domnule, asta, domnule, de... Ce are? E ceva necurat, doi. Cum o să nu țină frâna, ui? Ha? Nu ține frâna, domnule. Vină, domnule, vină în pași. Ha? Ha? Stai, mă, stai, mă! Nu intră în viteză! Bă, dar ce se întâmplă, bă, azi? Dar dă-o în față și întorci în față. S-a oprit ceva. Dar uite-o leacă, uite-o leacă, a rămas sechestrat aici. Uite-o leacă. Uite-o.
să nu dai prin cineva prin spate, băi. Dar n-are. Da. Iar nu intră. Uite. Băi, dar iar s-a stricat-o. Doar o frânile țin eu. Prin câte am trecut astă seară. Nu știu, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă, nu știu ce. Uite, bă, și ca să nu mergem direct și ne... Ia uite cu ce ușor intră. Du-te, Iulia, hai, hai să vedem dacă cornea la casă. Stai așa, stai așa. Are dacă e acasă, bă, că uite becul aprins, băi. Ai auzit? Stai așa să mă scutur un pic. Da, un pântul ăsta. Uite, e ușa deschisă. O plecat și l-am făcut ușa. Corneli! Hă! Te-a cazut? Hă! Kingrim! Hai, ce faci? Stau! Hă? Editez! Și faci? Editez! Ce faci eu? Editeze! Ce am râs? Și râs! Da, și râs! Da-și cum să-l vor ăsta acasă! Ai fără de râsul, n-ai fost la căsuță? Băi, sunteți cu capul! Te și râs, bă! Chiar și căutați acasă! Păi tu știi ce am pățit? Ce râs? Da, uite, mă, uite, mă, el a fost, mă. Cine, mă? Bă, tu ai fost, uite, mă, vezi că râde? Da, mă, să zic și, mă. Dar când ajunge acasă? Nu să știu. Dar de ce râzi? De ce râzi? Ați spus și eu. Dar spune drept. Cred că sunteți cu capul, băi. Sunteți cu capul. Eu nu mai înțeleg nimic. Dar ce căutați acasă? Bă, tu știi ce am bătut? Dar ce am bătut că știe de-aia? Ce căutați acasă? Ce căutați acasă? Dar să rău, și căutăți acasă, băi? Bă, tu ce-am pățit noi? Ce îți spăți? Eu nu m-am mai duc la căsuță. Nu m-am mai duc, domnule, la căsuță. Și căutăți acasă, a prindit becul. Când era să vină? Dar și căutăți acasă. Aaa, și căutăți acasă, și căutăți acasă. Bă, tu de aici, lasă-mă-n pace, tu știi ce-am pățit? Și pățit? Spune eu. Stau și mă gândesc dacă avea pe unde cum să vină. Dar când venea, mă, mă, dar râdi, de ce râdi? Ești cu capul, dar de ce râdi? Eu dezbracată! Voi nu știți că ești dezbracat? Te tu cine a fost? Doamne, măică! O pus pe alții eu. A vorbit cu altcineva așa. Na, nică, dar cu cine? Da, terminați-o prostii! Ue, zgomă-te! S-au zăgăini în casă! De la s-a auzit prima dată la geam și după aia găina în casă. Hamacul, leagă-ne, hamacul! Hamacul, cu turuși! Sunteți cu capul, voi, ați nebunit. Bă, dacă hamacul, uite așa! Haide, ha, ha, ha! Spune-mi, era hamacul! Mă vorghi cu cineva. Da, cu cine să vorghi? Cu cineva. Râde. De când am venit, râde. Nu râdeam. Râde? Dar mă, cum? Dar râdeam de voi, că și fața aveți. Și fieța aveți, voi, amândoi. Și ușa. Spăreți. Voi veniți la ora 2 acasă. Și ușa. Ușa cum îți... Dar cine a stat acolo până dimineața? Ușa s-a închis ușa în fața mea! A, de ori mai vorbi prostii cu ușa ta! Hai că vezi după aia, îți arăt pe filmare să vezi, să vezi ce-am pățit acolo. Găina în casă, am deschis ușa, era găina în casă. Okay, o deschis ușa găina. Bă, am deschis ușa, nu era nic, și după aia ne-a trezit cu găina în casă. Găina în casă! Eu știu și, Corneliu, nu știu, gata, știu și. Tu ai făcut farsă la vrăjitori. Ce farsă, să vezi dacă nu e vrăjită casa. E vrăjită? E potochită. E potochită, terminată. Serios? Camera de aici și lăsați-mă pași. Da, uite, ori, vine să râdă ori. Dar nu... Mașina nu intră în viteză, eu am făcut-o, nu intră în viteză. De-abia am plecat acolo din fața căsuței. Deodată acolo, în fața căsuței, nu mai încep să mai intre în viteză. Serios, nu intră în viteză. Că uite... Băi, nu mai înțeleg nimic. Mă, sigur n-ai fost tu? N-ai pus pe cineva? Da, cred că sunteți cu capul. Eu arăt voi și fieța vieță. Ia uite cum am pielea pe mână. Deci, gata, nu. Ia uite cum e pielea pe mână. Banii prinde seara acolo la căsuț, eu am plecat.
Doamne ferește! Cine știe ce a visat voi? Am visat, a? Da, cum? Dar lasă-l pe prostiile astea, că nu cred în prostiile astea. Bă, tu ce mai... Eu nu mai înțeleg nimic. Dar serios, eu nu cred în prostiile astea, eu știu și prostii. Pe buboni! Dar cum? Închide, închide filmarea ca să-i arăt, închide. Ia, stai să-ți arăt să vezi ce am pățit acolo, ia fii atent.